Salutare tuturor, eu sunt Zelink și bine v-am regăsit la un nou infovideo. Ei bine, de asta nu avem un facecam pentru că eu nu am considerat că nu este necesar un facecam la un infovideo de acest gen. Ei bine, poate v-ați întrebat ce s-a întâmplat cu serverul MCX. Posibil ați sesizat și voi că în ultima vreme serverul s-a din ce în ce mai rău. În sensul că nu mai avea cine să se ocupe de el, nu mai avea cine să preia donații, cine să dea restart, astfel se acumula și lag, cine să-i facă update-ul și tot felul de lucruri similare. Toate astea s-au întâmplat datorită mie și lui Mujdi, pentru că eu unul eram plecat de acasă, mai mereu, nu aveam timp deloc să le fac pe amândouă, adică și YouTube-ul și serverul în paralel, iar Mujdi de 2 săptămâni a fost plecat în vacanță la unchiul lui din Timișoara și la fel ca și mine, nu a putut să se ocupe de server. Am zis totuși să nu renunț definitiv la MCX și să rămână o părticică mică din el, adică Skyblock-ul, cea mai jucată secțiune de pe server. Acum, știu că multora nu le va conveni, cine vrea să joace, se va juca și cine nu, nu. Bun, hai să vă arăt acum și ce update-uri am adus odată cu această modificare a secțiunii Skyblock. Pentru cei care nu au înțeles, Skyblock acum nu mai este un server pe care veți regăsi mai multe moduri de joc, este o singură secțiune și anume Skyblock-ul. Eu spun că împreună vom dezvolta cel mai bun server de Skyblock din lume. Ăsta este spawnul, cum ajungem la spawn, vedem câteva sign-uri. Hai să le zicem și noi într-o oarecare măsură. Primul sign care ne este în cale ne spune că eventurile se vor ține lans începând de duminică. Aveți 5.000 de dolari bani pentru început, bani pe care îi puteți folosi la Warshop, magazinul serverului. Încă un sign care vă readuce aminte că împreună dezvoltăm cel mai bun Skyblock, cel mai bun server de Skyblock. Și un alt sign care spune că pentru slot rezervat adăugați Skype-ul Zdlink, Skype-ul meu. E bine, aveți grijă să fie Skype-ul meu cu adevărat, pentru că știți că mai sunt și falsuri ale mele, v-am spus și în clip anterior. Cum vedeți asta? Foarte ușor, dați click data pe profilul care credeți voi că este Zdlink, dați acolo View Profile și vedeți ca la ID să fie doar Zdlink, nu altceva, nu Zdlink.București, nu Zdlink 7 sau alte minuni. De ce scrie aici pentru slot rezervat sau adăugați Skype-ul Zdlink, mă rog, pentru că serverul acum are 120 sloturi, vedem și noi că este aproape plin, a fost deschis de doar 10 minute și jucătorii deja au dat năvală pe aici. Hai să vedem și noi ce avem la Warp Shop, imediat intrăm. Bun, vedem aici foarte multe iteme, avem 2 etaje de shop, hai să mergem repede repede jos. Cu foarte multe iteme, diamante și uitați că de ieftin e un diamant și eu v-am dat de start 5.000 de bani, 5.000 de dolari, aveți și sticluțe de XP foarte, foarte multe. Hai să vă arăt ce mai este prin preajmă la spawn, pe aici, mă încurc mereu. Undeva prin zona asta aveți o masă de enchanting table, până și eu mă încurc în spawn-ul ăsta așa de mare și atât de frumos, vedeți și voi. Eu uitați ce frumos pune aici Skyblock, wow! În zona aceasta veți regăsi cufere, cufere care se vor reumple zilnic. În aceste cufere găsiți multe iteme, precum armură, sticluțe de XP, mâncare și un pickaxe foarte bun aici, cu eficiență 2. Tu dacă iei cuferele astea astăzi și mâine reintri pe server la aceeași oră, le vei regăsi din nou. În partea asta, în partea asta regăsiți donațiile, hai să trecem ușor așa prin ele. Flyer, VIP, VIP Plus, Helper, Moderator, Admin și Mega. Și o să trec eu în partea asta și kiturile, momentan nu le-am pus pe sign-uri, dar imediat o să vă le prezint, să vedeți și voi ce au. Donațiile se pot face prin orice metodă, și când zic orice metodă, chiar orice metodă, SMS, PaySafe Card, transfer bancar, PayPal, SMS din orice rețea, nu contează ce card aveți, Visa, Mastercard, Maestro și așa mai departe. Bun, hai să vă arăt ce kituri avem. Avem kit, mamă, dacă toată lumea scrie pe chat, de-abia văd eu kiturile, kit master,
Un kit foarte bun, quantum breaking. Uitați voi aici, dau așa ușor scroll și vedeți voi ce iteme aveți. Acest kit costă doar 5 euro. Săgeata lui Mujdei aici. O aveți și Master Arc. Bun. Kit Revolution. Acest kit costă 10 euro și uitați ce aveți pe el. Iteme din ce în ce mai bune, enchanturi din ce în ce mai bune. Bun, hai să vedem și alt kit. Foarte multe kituri avem. O să vi le prezint pe toate în acest clip. O să trec așa ușor, vedeți că sunt enchanturile din ce în ce mai bune. Enchanturi care nu le poți face dacă nu ai OP. Deci kiturile sunt OP, overpower. Kit Enforcer. Un kit foarte bun, uitați-vă câte mere are. Foarte bun, extrem. Bun e puțin zis. Bun. Kit Brawler, deci kitul ăsta e aproape demențial, adică cu kitul ăsta vă garantez eu că nu ai cum să mori. Mamă câte mere pe aici. Și uitați ce arc, oh my god. Și cred că ăsta este ultimul kit, kit Nexus. Un kit exagerat de bun, uitați-vă, cu enchanting level 1000. Acest kit costă undeva la 50 de euro. Oricum, donațiile le găsiți la mine pe Skype, îmi dați ad și eu vorbesc acolo cu voi și vă explic toate donațiile. O să le dau și aici să vedeți lista de prețuri și așa mai departe. Bun, hai să trecem și noi la insulă. Cum dăm slash i să vedem aici trei, un meniu de fapt cu trei chestii. Island menu, adică aici aveți insula de star. Dacă dăm click ne duce pe insula noastră. Dacă dăm click aici și suntem invitați de către un alt jucător, vom putea juca altul de el pe aceeași insulă. Și noi vom da Island active dacă dăm click pe acest cap. Și pe acest site ne dă mai multe informații. Bun, noi încă nu am primit o invitație de la un alt jucător, deci vom da click pe ăsta ca să jucăm singuri. Bun. Începe pe insula noastră. Mamă, avem presa că mai e cineva alături de noi aici. Și vedem două cufere cu iteme foarte, foarte bune. Stai să dau și eu game mode 1 ca să nu mai iau damage pe acelișa. Avem două cufere, unul aici și unul aici. Un alt cufăr. Și hai să vă prezint pe scurt o chestie pe care o regăsiți doar la noi pe server. Dacă spargem chestia asta, vedem aici un generator. Și la acest generator se vor genera mai multe iteme, nu doar ăsta, cum îi spune, cobblestone. Lapis, diamond, iron, gold, coal, toate minereurile din Minecraft. Dar șansa este din ce în ce mai rară. Vedeți, la emerald pică foarte des, foarte rar. Vezi și iron, hai să dăm și de un diamond. Hai și cu un diamond, hai cu diamondul. O să sparg aici până dau de diamond, mă jur. Emerald, diamantul este foarte rar pentru că, na, îl găsiți mai rar. Hai cu diamondul, hai. No, ok, nu vrea diamond, bun. V-am zis, diamantul pică foarte, foarte rar pentru că, uite diamond, bun. Diamond in the sky, I'm breaking a diamond. Gata, nu mai cred că s-a fun. Bun, hai să mergem la spawn. Asta este insula default. Dacă dăm încă o dată island și suntem pe insula, avem aici foarte multe beneficii. Ne putem teleporta la locul de spawnare a insulei. Putem vedea challenge-urile și cum trebuie să le îndeplinim. Uite aici ne scrie exact ce trebuie să facem. Aici avem levelul insulei, level 0 pentru că eu sunt noob, n-am jucat deloc. Grupul insulei, dacă jucăm cu mai mulți jucători pe insulă, putem să jucăm 8 maxim. Aici putem să schimbăm biome-ul, putem să punem orice biome din Minecraft. Aici avem Island Lock, care nici eu nu știu ce face ăsta, sincer să fiu. Island War, putem să punem un fel, să ne facem shop pe propria noastră insulă. Mai multe detalii veți vedea voi singuri. Putem cum face multe chestii pe aici. Și uite cu asta, să zic că noi avem Island Home aici. Dar să zic că mie mi s-a nezărit că vreau în locul ăsta, fix uite pe ăsta, pe copacul ăsta, da? Și dacă dăm IS și dăm pe pat. Stai, am dat pe pat, bun. Și acum să zic că, stai așa. Pic, repede, teleport. Și bum, m-a dat pe ăsta. Ce să spun, sper că nu v-am dezamăgit făcând schimbarea asta la MCX. Da, eu zic că este mai bine așa pentru că, efectiv, nu aveam timp să mă ocup de un server atât de mare de unul singur. Mușdi a renunțat de la server, a zis că nu mai are timp deloc, dar eu am zis, hai că o să-mi rezerv puțin timp și pentru voi să mai am grijă de server. Eu am văzut The Link și până la viitoare ne revedem mâine la ora 6 dimineață cu un clip de Minecraft The Link's Map. Iar la ora 15 aveți un nou episod de GTA 5 online. Ce să vă mai spun? Eu vă aștept pe server, IP-ul serverului este mcx.minecraft.romania.ro. Și desigur IP-ul serverului este și în descriere. Până la viitoare, vă salut pe toți. Ciao!